este rușine iudeilor. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu mână de spini și au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Purpura se obținea atunci dintr-o moruscă, un fel de scoică, să lua scoica aceea și să extragea din ea soluția aceea cu care se făcea purpura. Și era o haină așa de culoare roșiatică. Și ei cumva își băteau joc de el, ca și cum în bătaie de joc ziceau că el este rege, dar ei nu recunoșteau autoritatea lui de rege. Cum ai luat acum un om și l-ai îmbrăca așa într-un chip să te poți râde de el, să poți să faci mișto de el. Apoi s-au apropiat de el și ziceau plecăciune împăratului iudeilor și îi dădeau parte. Și el nu zicea nimic, era liniștit ca un gen pe care îl duci la o măcelărie, ca o oaie brută înaintea celor care o tună. Dacă îi dai o palmă cuiva, dacă îi dură, ce se întâmplă dacă îi dai o palmă soțului? Păi te omoară cu bătaie, nu? Sau dacă îi dai o palmă soției, taci din gură. Nu mai taci din gură, dar și mai tare. Dar zice că Domnul Iisus Hristos i-a dat palme, el ca unul care avea putere. Acum știi ce se întâmplă? Dacă dai într-un om să-i dai o palmă la un om care are mai mare putere decât tine, omul ăla se va răzbuna și nu te va lăsa în pace. Dacă dai într-un copil, copilul fiind nu poate să-ți dea la loc. Dar acum în ziua de aia și copiii când sunt de mici, dacă îi dai o palmă, vrea să sară la tine, să te bată, să te moare. Dacă ar avea o putere, copilul ăla te-ar lua și te-ar face bucăți. Dar dacă îi dai unuia mai puternic ca tine o palmă, omul ăla totdeauna se va răzbuna. Și nu va lăsa lucrurile așa. Și va căuta să dea și el două, trei sau mai rău de atâta. Dar Domnul Iisus Hristos, fiind ca unul care avea toată puterea și putea să cheme 12 legiuni de îngeri din cer și s-a lăsat batjocorit de niște oameni muritori. Pe noi ne învață lucrul acesta și se ne învață să iertăm mult mai ușor ofensa pe care ne aduc oamenii. Ofensele pe care le aduc nouă oamenii, mult mai ușor să le iertăm. Pentru că dacă Domnul Iisus Hristos, care avea toată puterea, el a iertat pe niște muritori care îi dădeau palme, cu atât mai mult ar trebui să iertăm și noi pe oamenii care ne fac rău, într-o formă sau alta. Dar ce facem noi? Când ne dă unul palmă, lăsăm să-i dăm două, dar putem să ne răzbunăm, să-i dăm Doamne, ai milă de noi și ajută-mi să-i supline în toată inima. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară, purtând cu mâna de spin și haina de purpură. Iată omul, a zis Pilat. Cu alte cuvinte, Pilat vrea să zică, l-a pedepsit, l-a bătut unul ele, a lăsat pe soldați ca să-și bată joc de el, să înceteze odată toată pedepsirea aceasta. Deci Pilat cumva vrea să-l lase liber, că văzuse că omul acesta este nevinovat, văzuse că Domnul Iisus este nevinovat și îi părea rău să răstignească pe un om nevinovat. Cât de corupt era omul acesta Pilat, care cum ajungeau în timpul acela, cum ajungeau despoții, ca să fie guvernator într-o anumită regiune, trebuia să dai mită, fășea trafic de influență. Era un om corupt, dar cât era omul acesta de corupt, nu vrea să moară un om nevinovat. Nu vrea ca din ordinul lui să moară un om nevinovat. Cu toate că mai omorâsă oameni la viața lui omul acesta, nu vrea să moară omul acesta nevinovat, îl mustra conștiința. Și totuși, iudeii ziceau, când l-au zărit preoții cei mai de seamă și apărăți, au început să strige, răstignește-l, răstignește-l. Zice, luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Pilat, fiind guvernator roman, el avea soldații la dispoziția lui și putea să zică soldaților, luați-l și răstigniți-l, omorâți-l. La comanda lui Pilat să putea face lucrul acesta, dar el a zis, dacă eu dau comandă la soldați ca să-l omoare, să răstignească, eu mă fac vinovat de sângele acestui om și nu mai avea pe mâinile mele. Și atunci mai bine luați-l voi și răstigniți-l, ca să nu fiu vinovat pe mâini. Și oamenii aceștia, vedeți ce vreau să facă, vreau să-l omoare pe Domnul Iisus prin mâinile romanilor. Vreau să-l omoare pe Domnul Iisus prin mâinile romanilor, adică să-i facă un rău, dar să nu-i facă ei direct răul acela, să-i facă prin altcineva, prin mâinile altora. Și oamenii, în ziua de astăzi, în răutatea lor, de multe ori oamenii caută să facă rău când vede că nu se poate, cum să spun,
nu se poate confrunta cu tine direct, caută să facă rău prin alții. Îți transmite o vorbărea printr-unul sau caută să îl întărâte împotriva ta pe unul mai puternic decât tine ca să se ia ăla cu tine la ceartă sau la bătaie sau la alte lucruri de dușmănie. Și așa făceau și preoții mai de seamă. Știau că ei nu poate să-i facă rău personalul Iisus, ci vreau ca prin acest mai mare, ca prin Pilat, să-i facă rău. Atâta de mare este răutatea oamenilor în ziua de astăzi. Îmi aduc aminte de un episod în care eram la școală, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, atunci noi eram pocăit și supărasem cu niște colegi din clasă, îi supărasem, mă certasem cu ei, dar după aia ăștia s-au luat după mine când am plecat de la școală. Erau câțiva, dar ei n-aveau curaj să vină să se bată cu mine, ei 3-4 chestii erau, n-aveau curaj că eu îi mai bătusem pe câțiva dintre ei. Și zice, bă, ne plătem cu ăsta cine știe cum ne dă frâuna, n-au avut curaj. Și ce le ziceau altora mai mari, bă, ăsta te-am jurat. Dar de unde? Că eu nu-i jurasem, ăsta ți-ar zis nu știu ce de rău, dar de unde mi-o rând să lasă nimica? Ca să vină ăia mai mari să mă bată, că ei n-aveau curaj. Așa se întâmplă ziua de astăzi. Și de la Domnul Iisus și până acum, se întâmplă că cei mai mici caută să-i atâțe pe cei mai mari. Dar știi ce se întâmplă? Omul acesta, Pilat, a reușit să-și păstreze cumpătul și a reușit să-și păstreze, cum să spun, constanța în ceea ce privește dreptatea și moralitatea până la un punct. Și vom vedea mai în pace citind care a fost punctul acela. Versetul 7 acum. Zice, iudeii au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte a fost și mai mare frică. Dar zice, noi avem o lege, dar conform legii lor, conform interpretărilor de lege, trebuia să moară, dar nu conform legii romane pe care o conducea Pilat. Deci, conform legislației lor, ei vreau să-l dea la moarte. Aveau ei personal ceva cu el, dar legislația romană nu avea nimic împotriva Domnului Iisus Hristos și ei totuși căutau să-l aducă în fața legislației romane. Dar când au auzit Pilat lucrul acesta, ei Pilat stătea acolo la scaunul de judecător, la prezidiul acesta amvonal, ca să zic așa, și asculta, ziceam, a făcut asta, dar când a auzit că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, i s-a făcut frică pentru că s-a gândit, îl am în mâinile mele pe Fiul lui Dumnezeu și dacă îl omor, voi fi judecat de Dumnezeu, voi fi cel mai nenorocit dintre oameni. Pentru că dacă te ceri cu un om, până la urmă te împaci. Dacă faci nedreptate unui om, până la urmă poți să te răscumperi înainte lui sau să te împaci cu el sau cumva poți să-i închizi gura. Dar dacă ne dreptățești pe Dumnezeu, cine te va mai scăpa din mâna lui Dumnezeu? Nimeni nu te mai poate scăpa din mâna lui. Și zice, a intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Cu alte cuvinte, omul acesta a Pilat, pentru că i s-a făcut frică, s-a înspăimântat, a zis, ia să-l cercetez eu pe Iisus, ca să văd, să nu cumva să fac o mare prostie și să condamn un om al lui Dumnezeu și apoi eu să am de suferit din partea Dumnezeu. Și a vrut să afle din punct de vedere pământesc genealogia lui, crezând că aflând cumva genealogia lui, o să-și dea seama dacă este împărat sau nu. Dar Iisus, fiind un împărat ceresc, nu putea să-și dea seama că zice, m-am născut în locul ăla sau m-am născut în locul ăla, sunt împăratul la cutare împărăție, sunt regele la cutare regat. Nu, pentru că împărăția Domnului Iisus era cerească și nu putea să-și dea seama din punct de vedere pământesc, din ce genealogie, din ce spiță de neam regesc vine Domnul Iisus Hristos, pentru că El a venit din spița lui David, din sămânță de Dumnezeu, binecuvântat să fie numele. Amin, Doamne Iisus, și binecuvântat. Zice Pilat, ca unul care se credea șef și stăpân, mie nu-mi vorbești, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Acum aerul lui fost servit de om care se află într-o poziție. Și vedeți dumneavoastră, omul când se află într-o poziție, se schimbă și parcă nu mai este el același om. Un om simplu, dă-i unui om simplu o mașină bengoasă. Să vezi ce harfe și să vezi ce se schimbă fața, să vezi ce figuri va fi pe fața lui. Dă-i unui om simplu o poziție în poliție sau în judecătorie sau undeva, să vezi cum te va privi de sus,
Să vezi cum se va face că nu te mai cunoaște, să vezi cum nu va mai da doi bani pe tine. De ce? El crede că haina aia, că uniforma aia sau că mașina aia îi dă un statut mai superior și el acum nu se mai încurcă ca să vorbească cu muritorii de rând. Și așa majoritatea oamenilor sunt umili până când obțin o poziție sau până când obțin o anumită haină. Și noi, țiganii, suntem în felul acesta. Și știți o vorbă? Țiganul, când s-a văzut împărat, întâi pătasul l-a tăiat. Dar știți de unde vine vorba asta? Țiganul, când s-a văzut împărat, întâi pătasul l-a tăiat. Că așa sunt toți oamenii. Când obțin o poziție de grandomar, de șef, de stăpân, îi caută să-și arate talentele, să-și arate farfele, să-și arate fițele cu cei din jurul lui și poate în primul rând cu cei mai apropiați să-l arate acum cine este el. Că a câștigat un concurs de ofițer în poliție sau că a câștigat nu știu care loc în armată sau că a câștigat nu știu ce bani și acum are mașini și are casă și așa. Dar știți ce se întâmplă? Domnul Iisus Hristos n-a fost impresionat de harfele lui Pilat. De harfele acestui proverb, n-a fost influențat de fițele lui, n-a fost influențat de harfele lui, n-a fost influențat de gargara lui, ci vedeți ce răspuns plin de curaj îi dă Domnul Iisus. Zice, n-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și cei care sunt bogați, tot Dumnezeu a îngăduit ca să fie bogați și le-a dat sănătate și le-a dat minte și le-a dat înțelepciune ca să vadă ce vă face cu bogăția aia. Nu trebuie să-ți pleci capul în fața unui om bogat doar pentru faptul că este bogat, pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat toată bogăția și Dumnezeu într-o clipă poate să-i o ia și să-ți o dea ție. Pentru că așa vrea Dumnezeu. Niciodată să nu-ți pleci capul în fața unui om bogat care caută să-L umilească pe Dumnezeu sau care caută să vorbească de urât, să vorbească urât de Dumnezeu și tu să-ți pleci capul, să taci gură, să zici da, așa e, sau să nu zici nimic, să-ți fie rușine. Nu! Trebuie să-L confrunți cu curaj, pentru că este un muritor și să-i spui Dumnezeu există. Dumnezeu să va mânia pe tine, dacă tu-L bajocorești pe Dumnezeu, poate să-ți acopi într-o zi. Nu trebuie să-ți fie frică nici de funcția unui om, nici de posesiunile unui om, nici de uniforma unui om, pentru că este om de rând. Și tu vii copil de Dumnezeu, chiar dacă n-ai averi, chiar dacă n-ai posesiuni, chiar dacă n-ai o uniformă, tu ești mai sus decât el, pentru că tu ai un tată care are toată puterea, are toată autoritatea, sus în cer și jos pe pământ printre muritori. Binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea cine mă dă mâinile tale are un mai mare păcat. Pentru că omul acesta își făcea treaba lui și își respecta funcția lui de guvernator roman și n-avea nimic personal cu Iisus. Dar cei care îmi dăduseră mâinile lui aveau o ură. Aveau împotriva Domnului Iisus Hristos o ură de moarte, scrâșneau din dinți, aveau ceva împotriva lui, aveau resentimente, aveau sentimente negative, aveau gânduri de crimă, gânduri murdare, gânduri păcătoase. Și zice, oamenii aceștia au un mai mare păcat. Nu că în felul acesta păcatul lui Pilat ar fi fost anulat sau inexistent. Și Pilat avea o parte de vină, dar mai mică, dar partea principală de vină aveau iudeii care trimiseseră pe Domnul Iisus și care din răutate îl dăduseră în mâinile lui Pilat ca să îl omoare. Și zice, de atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Și omul acesta, cu toate că avea o funcție mare, s-au umiliat picioarele și n-a mai avut nicio putere așa, cum să spun, în cuvintele lui să mai fie tupeit, să mai fie nesimțit în vorbire, zice, căuta cu tot din adinsul să-i dea drumul. A văzut că Domnul Iisus nu se teme de el, a văzut că Domnul Iisus Hristos nu tremură înaintea lui și că este pregătit să treacă prin orice ar fi și nu se umilește și nu se murdărește ca să-i dea drumul și a dat seama o stăie din oare. Zice, căuta cu tot din adinsul să-i dea drumul Pilat când a văzut lucrul acesta. Dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva cezarului. Și acum, oamenii aceștia exercitau o presiune mare
asupra lui Pilat. Și Pilat fiind guvernator, știți cum era pe vremea aceea? Deci Cezarul, care era împărat peste toate ținuturile pe care le cucerisă, punea guvernatori. Un guvernator peste Coțofeni, un guvernator peste Craiova, un guvernator peste București. Și dacă la Cezarul nu-i plăcea de guvernatorul respectiv, îl dădea la o parte, pe guvernator, și punea cu altul guvernator în locul lui. Era ăla care era guvernator, el a venit să stea acolo cât mai mult, pentru că veneau oamenii la el cu daruri, veneau cu aur, veneau cu tot felul de materiale scumpe și le dădeau, că el era în curtea poporului. Și atunci el n-ar fi vrut ca Cezarul să-l dea jos. Dar ăștia au venit și l-au amenințat și au zis, dacă dai drumul lui Iisus, tu nu mai ești prieten cu Cezarul. Cezarul, adică ăla care a pus să pe el în funcție, mă înțelegeți? Și ăsta a încercat să-i dea drumul Domnului Iisus, până în momentul în care i-a fost lui amenințată poziția și funcția și a gândit că nu mai ia clocoane de la oameni, a zis, bă, păi dacă e așa, eu apăr adevărul, apăr adevărul, dar până la urmă, dacă este pielea mea pusă în joc, până aici, nu mai pot să apăr. Și atunci, zice, când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător, în locul numit Pardosit cu pietre, adică la Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat, ia răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru, a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul. Dar vedeți câtă viclenie și cât de hoți erau ei? Cât de hoți erau, adică mai devreme, ei strigaseră ca să le libereze pe Baraba. Și Baraba cine era? Baraba era unul care făcuse o răscoală. O răscoală, știți de ce făcuse Baraba răscoală? Iudeii erau cuceriți de romani. Adică, vezi, în toată Iudeea, în Ierusalim, erau garnizoane ale armatei romane. Deci ăsta era alt stat. Deci un stat, anume statul roman, cucerise statul evreu. Cum ar fi acum, de exemplu, pe noi să ne cucerească rușii. Pe noi să ne cucerească rușii. Dacă ne-am cucerit pe noi rușii, păi pune o garnizoană aici la Coțofeni, o armată, mă înțelegi, care nu mai poate să iasă lumea pe stradă, tot orașul e controlat de ruși. Dacă ne cucerez rușii, mă înțelegi, noi trebuie să plătim tribut rușilor, rușii pun legile lor în țară la noi. Așa era atunci Ierusalimul și Iudeea și tot ținutul acesta evreiesc. Și vedeți dumneavoastră, Baraba ăsta se răsculasă și omorâsă câțiva dintre romani și a zis, poporul nostru trebuie să fie liber. Și toată lumea ținea cu Baraba, pentru că el era un naționalist care vrea ca poporul să fie liber. Dar acum, cu toate că nimeni nu ținea cu romanii, Pilat fiind un guvernator pus de romani, evreii îi urau pe romani că ei îi asupreau și stăpâneau cu birurile aceștia. Și acum se dădeau cu dușmanul, deci se dădeau pe ferie cu dușmanul, se dădeau mână-mână cu romanii ca să-și îndeplinească planul lor să-l omoare pe Domnul Iisus Hristos, care era neprihănit și care era sfânt, binecuvântat să-i fie numele Lui. Oamenii, ca să-și atingă scopurile lor, dau mâna și cu dracul ca să treacă lacul. Dar noi nu trebuie să fim așa. Noi nu trebuie să dăm mâna cu dracul ca să trecem lacul. Noi nu trebuie să dăm mâna cu oameni care sunt compromiși ca să ne îndeplinim noi anumite scopuri ale noastre care sunt rele. Trebuie foarte bine să ne gândim la lucrurile acestea. Nu îți însori fata sau nu-ți dai băiatul după o familie care e foarte bogată și știi că oamenii aia nu l-au pe Dumnezeu, dar ca să-ți îndeplinești scopul tău, îți dai fata acolo sau îți dai băiatul acolo, că știi că aia sunt bogați. Dacă nu sunt cu Dumnezeu, nu dai mâna cu dracul. Pentru că socul ăla care tu zici că e bogat, e pe mâna celui rău. E cu cel rău din mână. Dai mâna cu cel rău. Când îți dai fata ta către el sau nepoata ta către el sau îți dai băiatul tău către el. De aceea mare vedere în poporul lui Dumnezeu cu cine să fac legăminte. Oamenii aceștia din ură
au făcut legământ cu Satana, da? Cu partea aceasta laică, cu reprezentanții juridici, cu Irod, ca să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos, altă modalitate n-au avut. Și zice, noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul. Ce falsitate pe ei, ei nu suportau pe împăratul roman, nu suportau pe Cezar, zice, noi nu avem alt împărat decât Cezarul. Dar îi ziceau așa ca să ia pe Iisus și îl răstignească. Și cât de ușor îi schimbă omul vorbele în funcție de interesul pe care îl are. Cât de diplomat poate să fie un om? Cu cineva vorbește într-un fel, cu altcineva vorbește în alt fel, ca să-și împlinească scopul. Atunci le-a dat, zice, în mâinile lor ca să fie răstignit, a luat deci pe Iisus și l-au dus să răstignească. Pentru că vorbele spuse prin falsitate au reușit să învingă dreptatea, ceea ce de multe ori se întâmplă în lumea aceasta. Dar noi știm care este rezultatul tuturor lucrurilor. Cei care aleg să fie cu Dumnezeu, chiar dacă în lumea aceasta nu-și vor fi văzută îndeplinită dreptatea, totuși vor fi răsplătiți de el cu viață veșnică. Cei care apelează la compromisul nu vor putea să vadă viață veșnică. Și zice Iisus ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo au fost răstigniți și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește, era scris în trei limbi, pentru că toți cei ce trec pe acolo, fie latin, fie evrei, fie de altă naționalitate, să poată să înțeleagă, pentru că astea erau cele mai folosite trei limbi din tot imperiul acela. Dacă te duci acum într-o țară străină, se va vorbi de obicei două limbi sau trei limbi, se va vorbi limba țării acelea plus engleza sau limba țării acelea plus franceza sau limba țării acelea plus rusa, depinde în care regiune a globului acestea pământesc te duci tu. De exemplu, unde am fost eu în Brazilia, se vorbea portugheză, se vorbea engleză, în altă țară, dacă te duci, se vorbește franceză, se vorbesc alte limbi, așa, acolo se vorbeau limbile astea trei care erau scrise de Pilat pe însemnul acesta de lemn. Și preoții ce mai de seamă au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis că este împăratul iudeilor. Ce am scris? Am scris, a răspuns Pilat. Pilat cumva a fost împuns cu sula în coastă, de care era în mod figurat, ca să răstignească pe Iisus, pentru că l-au amenințat că îl spune la Cezar. Dacă nu răstignești pe Iisus, te spune în Cezarului și o să te dea jos de pe scaunul de guvernator și o să pună altul. Și când a văzut așa, Pilat s-a lăsat compromis, s-a lăsat manipulat, s-a lăsat amenințat și au făcut ceea ce au spus ei. Dar acum, ca să aibă și el așa un pic de încredere în sine, să zică, băi, am făcut și eu ceva ce am vrut eu, a zis, nu mai schimb semnul acesta și lasă așa cum am vrut eu. Dar el, dacă ar fi vrut să fie bărbat până la capăt, el n-ar fi trebuit să accepte nimic din ceea ce i-au spus oamenii aceștia. El a strecurat în țară și a înghițit cămila. Partea importantă anume să-i dea drumul lui Iisus, n-a umplit-o. Partea asta mică, că lasă să scrie așa, Iisus împăratul iudeilor, asta a zis, facem așa cum vreau eu. Și dragii mei, în privința autorității, el avea toată autoritatea. El putea să zică, nu-l răstignim. Dar trebuia să-și asume consecința asta. Dacă nu-l răstignea, trebuia să-și asume consecința că ar fi putut ăștia să-l cărească Cezarului, să fie înlocuit ca un guvernator. De multe ori, în familia ta, ca și cap de familie, ai luat unele decizii care, dacă le iei așa cum vrea Dumnezeu și după placul lui Dumnezeu, vei avea de suportat unele consecințe. Și de multe ori în familia ta, ca și femeie pocăită care ai un soț nepocăit, vei avea de luat unele decizii în familia ta care, dacă le vei lua așa cum îi place lui Dumnezeu, vei avea de suportat unele consecințe. Dar
cuvântul lui Dumnezeu știți ce spune în după amiază aceasta, spune așa, nu te teme de cezar, pentru că peste el este Dumnezeu. Nu te teme de cezar, pentru că peste el este Dumnezeu. Nu te teme de conducerea din casa ta, nu te teme de despotul din casa ta, pentru că peste el este Dumnezeu binecuvântat, să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Omul acesta, din teamă, din frică, n-a împlinit voia lui Dumnezeu. Îți spune după amiază aceasta, nu lăsa frica să te cuprindă și din cauza fricii să încetezi să mai faci voia lui Dumnezeu. Indiferent care sunt amenințările care vin împotriva ta, indiferent care sunt cuvintele care caută să te constrângă ca să încalci voia lui Dumnezeu, nu te teme de cezarul din viața ta, ci mergi înainte și Dumnezeu te va întări în neprihănirea lui Dumnezeu. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut 4 părți. Câte o parte pentru fiecare ostaș. Au luat cămașa care n-avea nicio cusătură și era într-o singură țesătură de sus până jos. Asta era o cămașă scumpă. Au zis, asta nu o rupem. Și au zis între ei să nu o sfârșiem și să tragem la sorța cui să fie. Au zis, nu are rost, o rupem o cămașă scumpă. Dăm buzar, care de mai mare a lor să fie cămașă. Sau cum au tras la sorț cu bărțul, mă rog, acum când vrea cineva să tragă la sorț, pui mai multe lețe, care trage pe ăla mai mare, ăla câștigă, sau care îl trage mai mic de prime, cum se înțelege. Au fost o înțelegere din asta, care cine câștigă, îi ia cămașa Domnului Iisus Hristos. Nu erau cămașa lor, nu muciseră pentru ea, era cămașa Domnului Iisus Hristos. Și i-au luat-o și s-au însușit-o în posesia lor. Noi de multe ori trebuie să facem distinția între ce al nostru și ce este al lui Dumnezeu. Trebuie să facem distinția între ce al nostru și ce al lui Dumnezeu. Pentru că unele lucruri pe care Dumnezeu ți le dă în viața ta, ți le dă ca să-i le dai lui Dumnezeu. Alte lucruri pe care ți le dă Dumnezeu în viața ta, ți le dă pentru tine. Tu să nu confunzi lucrurile tale cu lucrurile lui Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu cu lucrurile tale. Pentru că dacă ți întinzi mâna și ești tu pentru tine din lucrurile pe care Dumnezeu vrea să fie ale lui, e mare, ai mare probleme cu Dumnezeu. Trebuie să facem distinția aceasta binecuvântat să fie. Și au zis între ei să nu sfârșim și să tragem la sos apoi să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să împlinească Scriptura care zice și-au împărțit hainele mele între ei și pentru că mașa mea au tras la sos. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui Maria, nevasta lui Cleopa și Maria Magdalena. Când au văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. E vorba de Ioan. Adică, cumva, a lăsat ca Ioan să aibă grijă de Maria. Înțelegem aici că Iosif, soțul Mariei, nu mai era în viață. Deci e vorba de 30 de ani de zile, de la 33 de ani de zile de la nașterea Domnului Iisus Hristos. Pentru că în momentul în care Domnul Iisus a născut, știm că Maria avea ca soț pe Iosif. Dar acum zice lui Ioan, zice, ia-o pe mama ta. Adică ia-o la tine acasă, ai grijă de ea, ocupă-te de nevoile ei. Ceea ce se poate subînțelege de aici, că nu avea bărbat, era o femeie văduvă, o femeie bătrână, care avea nevoie de ajutorul lui Ioan. Ioan ucenicul, nu Ioan Botezătorul. Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și în ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Deci Iosif nu mai era murisă deja, pentru că Iosif și așa era mai mare decât Maria. Și nu știm dacă a murit din cauza bătrâneții sau de boală, dar oricum era mai mare decât Maria, se pare că murise. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet, ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dat în gură. Când a luat Iisus, oțetul a zis, s-a isprăvit. Atunci și-a plecat capul și-a dat Duhul. Vedeți dumneavoastră pe o zi călduroasă, pe o zi călduroasă. Nu mai poți te calzi și ai bea și tu o cană cu apă rece. Ai bea și cu ceva. Și vine cineva și în loc de apă îți dă un pahar cu oțet. Îți vine să-l scuipi, îți vine să-ți dai și mațele afară din tine, nu? La un moment dat, când îmi era foarte sete și am intrat în cameră și era o gălatiu, am crezut că e apă în ea. Era mai mic, n-am văzut. Și când
am băut acolo, am văzut că are un gust așa mai ciudat. Și pe aia când am întrebat-o pe mama, mama, dar apa aia are ca un gust cam așa. Zic, sper că n-ai băut acolo, erau niște lături acolo. Dar mie mi-era sete. Mie mi-era sete. Și am băut acolo și nu știam ce era întuneric. Dar când îi dai cuiva într-un mod bajocoritor așa, ca să te râzi de el, ca să faci mișto de el. Așa s-a întâmplat, dar mai rău, că asta era oțet, nu era o lături. Oțetul și mai sete îți vine când simți lucrul la gură. Și au dat ca să-și bată jos de el, nici măcar un pahar de apă nu i-au dat și lui. Moartea lui Iisus dovedită, de frică să nu rămână timpurile lângă cruce în ziua sabatului, pentru că era ziua pregătirii și în ziua de sabat era o zi mare. Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Acum, ca să vă explic un pic versetul ăsta ce vrea să zică, deci iudeii m-a spus că nu puteau să facă nicio mișcare fără să îi spună lui Pilat, care era guvernatorul roman. Deci cum ar fi noi acum, din nou dau exemplul ăsta, să fim cuceriți de ruși, dacă un tribunal românesc care vrea să condamne pe unul la moarte, trebuie să facă să spună rușilor că aia să le dea aprobarea. E, așa s-a întâmplat atunci. Și ei ziceau, noi avem o sărbătoare mare și la sărbătoarea asta trebuie să nu mai fie mărturisirile astea aici pe cruce, oamenii ăștia morți. Trebuie să-i dea jos ca să putem să ne facem sărbătoarea, să ne facem tradiția noastră, petrecerea noastră, în fine. Și atunci, ce azi? De ce să-i zdrobească fluierele picioarelor? Pentru că în felul ăsta se asigurau că sunt morți. Adică se putea întâmpla ca unii care erau răstigniți acolo pe cruce să se facă morți, da? Să facă morți și pe aia când îi dă jos de pe cruce să ia la fugă și să scape, știi? Dar de asta când îi dai la cineva cu ciocanul în picior și zdrobești fluierul piciorului, deci îl zdrobești de tot, omul ăla, oricât ar vrea el să se prefacă, nu poate să se mă abține să nu țipe. Nu țipă, au, au. Și atunci asta e primată să-i zdrobească fără picioară ca să fie sigur că sunt morți, că nu mai mișcă, și pe aia să-i dea jos și să îi îngroape. Să nu ai un dubiu că ar da drumul la cineva sau că ar fi cineva viu. Asta și-au venit deși au zdrobit fără picioarele celor din tâi, apoi ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu el, da? Și când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor. Și unul din ostași a străpuns coasta cu o suniță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adevărat de ceea ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată, adică Ioan, care a scris această evanghelie. Și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice, niciunul din oasele lui n-a fost sfârmat. În asta Domnul Iisus cum era în mijloc, în mod normal, ar fi venit la primul să-i zdrobească fluierele picioarelor, ar fi venit la Domnul Iisus al doilea și ar fi zdrobit, dar apoi și la al treilea, da. Ei n-au procedat așa, au venit prima dată la primul, i-au zdrobit fluierele picioarelor, au venit la al doilea, deci au trecut peste Domnul Iisus Hristos, au venit la ultimul și lui nu i-au mai zdrobit. Și de ce? Când Dumnezeu vrea să facă ceva, când Dumnezeu vorbește ceva și promite ceva, sfidează logica și face ceea ce a vorbit. Era profețit în Scriptură că Domnul Iisus va muri, dar era de asemenea profețit în Scriptură că atunci când va muri, niciunul din oasele lui nu va fi zdrobite. Și ostașii aceștia n-au putut să-i zdrobească fluierele picioarelor, n-au putut să facă un centimetru mai mult decât ceea ce Dumnezeu a decis ca să facă. Știi ce vreau să spun în lupa mea de aceasta? Nu ți se poate întâmpla nici măcar un centimetru mai mult de suferință decât a îngăduit Dumnezeu pentru tine. Suferința care este în viața ta, bajocura și ocara care este în viața ta, este îngăduită de Dumnezeu, este supravegheată de Dumnezeu, este sub privirea lui Dumnezeu, Dumnezeu te vede, Dumnezeu îți vede suferința, Dumnezeu îți vede bajocura și nici măcar un centimetru mai mult decât a îngăduit Dumnezeu, nu poate să vină în viața ta mai multă suferință. Căci ochii nu-i văd binecuvântat să fie copilul lui Dumnezeu. Îngroparea lui Iisus, după aceea Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns. Deci era ucenic al Domnului Iisus, dar pe ascuns. Nu știu dacă în ziua de azi mai sunt pocăiți pe ascuns. Adică
nu, să nu zică că să nu declare pe Iisus, dar în inima lor rugească, nu știu dacă sunt astfel de oameni, dar am auzit o întâmplare, zicea cineva că nu știu în ce conjunctură au venit ca să-i omoare pe pocăiți, să-i împușcă, să termine cu ei. Și în satul ăla, unde au venit să-i ia pe pocăiți să-i omoare, undeva mai tot timpul, zice că era și un pocăit acolo care îl dăduse afară din biserică, că curvisă. Și ăștia pocăiții, zice, care unii erau în biserică membri, nu erau excluși, nu erau excomunicați, unii dintre ei nu s-au mai dat că sunt pocăiți când a venit ăla să-i omoare, când a venit soldații. Dar ăsta care era exclus pentru curvie, zice, și eu sunt pocăit, luați-mă și pe mine, omoriți-mă și pe mine. El acum abia aștepta ca să-l omoare ea, ca Dumnezeu să-l considere și pe el, să-l bage și pe el acolo sus în cer. Tot cu pocăiți împreună. Da, că îi părea rău ce făcuse și a zis, măcar dacă am fost expus din biserică și nu mai mă consideră frate pocăiți pentru ce am făcut, măcar acum la moarte să mă considere ăștia printre pocăiți și în felul ăsta să mă primească și pe mine Dumnezeu sus în cer. Nicodim, care de la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul Iisus și l-au înfășurat în frâșii de pânză de lin cu mirezmul, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni, din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. Amin.